Eu sunt, aveți niște buletine de vot, da, uitați-vă, da, eu sunt din BJ, membru în BJ, USR Plus, da? Da. Și? Și dumneavoastră învățați oamenii ce să voteze, da? Păi nu învăț ce să voteze. Cum nu? Uitați, doamna, că aveți un buletin precompletat, cum? Spuneți-mi cine sunteți, eu vă întreb. Sunt membru USR. Tu cine ești? Ești membru USR. Ești membru USR. USR, da? Eu sunt cetățean. Sunt membru în BJ, da? În birou județean, reprezint USR Plus în birou județean. Tu ești un simplu membru care doamna te învață ce să votezi, da? Aveți niște buletine precompletate. Dar nu sunt precompletate, este cum, nu? Un model. Doamnă, dați-mi buletinul că model, sun la poliție. Deci dați-mi da, buletin. Dați-mi buletinul, vă rog. Bine, ok. Nu, doamnă, dați-mi dar buletinul. Dar n-aveți voie să-mi smulgeți din mână așa ceva. Cum, doamnă, dați-mi buletinul, cum adică? Dați-mi buletinul. Haideți să o vedem pe doamna cum are buletine precompletate și învață membrii ce să voteze. Așa face doamna Nichita, domnul Gabriel Nichita, politică. Da? Domnul Gabriel Nichita, cum îl cunosc? Nu? Nu. Dar pe Liviu Malureanu îl cunoașteți? Îl cunosc. Bun. Sună, sună, te rog, pe Radu și pe toată lumea să vină. Să sune la poliție, da? Hai, hai să mergem. Nu, 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 doamnă, stați un pic. Dar nu aveți voie cum să adică? Cum adică să nu vă filmez, da? Domn? Așa, nu aveți cum adică să nu vă filmez? Dumneavoastră aveți un buletin precompletat și învățați membrii ce să voteze. Poftim? Bun. Poftim? Cum? Tu când votezi la alegerile parlamentare... Da? Cum? Adică ai buletine precompletate dinainte? Uitați, domne, le-a băgat în geantă. Cum adică? Ajungi? Da? Haideți, domnule. Nu, haideți, domne. Cum aveți buletine precompletate, învățați membrii cum să voteze. Da, sunt și vă filmez. Nu, 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 doamnă, nu, cum să încetez? Păi da, chemați poliția, chiar vă rog. Chiar vă rog. Doamna Tanasiu, puteți să sunați poliția că sunt fraude electorală, da? Da, fraude electorală. Aveți un buletin precompletat, un buletin de vot în jurul secției de vot. Da? Păi, nu, filmez în continuu, că doamna insistă să stea aici. Uitați și doamna Atanasiu vrea să sune la poliție ca să o salveze pe doamna. Da? Pentru că doamna probabil trebuia să o voteze pe doamna Corina, că așa să fac alegerile la USR Vrancea, doamna. Da? Așa să fac alegerile la USR cu buletine precompletate și învățăm membrii după colț cum să voteze. Nu, doamnă, eu sunt membru în birou județean și supraveghez votul, da? Deci nu sunt un simplu domn. Sunt membru în birou județean. Nu. Se desfășoară la colțul blocului, da? La colțul blocului se desfășoară alegeri. Așa se procedează cu domnul Mălureanu și doamna Atanasiu. Domnul candidat. Domnul candidat. Domnul candidat. Nu mă da să vede pe în geam cum are Liviu buletini precompletate acolo, mă. Da? Uite-le acolo, ce Liviu, ia. Ia, arată-ne și nouă. Arată cum ai tu buletine în... Fraude electorală, cum ai? Ai buletine? Ieri ai sustrat un buletin din secția de vot. Acum ai buletine în geantă, ia. Păi, normal la cap. Da, deci dacă n-ai buletin, arată-ne ca să ne convingem. Deci, ce-s cu alea acolo? Ce-s cu buletinele alea? Arată-ne să vedem ce s-a întâmplat. Nu sunt buletinele, mă, arată să văd pe în geam. M-am uitat la tine prin geam și colegii tăi s-au uitat la tine. Uite, deci, foarte bine. Ia. Hai, mă. Deci, arătați-ne, vă rog, buletinele. Deci, arătați-ne buletinele. Agresează, ce faci cu ele? Ce faci cu ele, Liviu? Unde te duci cu buletinele, Liviu? Hai, Liviu, arată-ne! Arată-ne, Liviu, ce ai acolo? Hai după mine! Nu, hai după mine! Arată-ne aici! Dar fii atent că-și pe tine te filmează. Da, foarte bine să mă filmezi! Arată-ne, Liviu, ce ai în geantă!
Știți că este un abuz ceea ce faceți? De ce este un abuz? Este un abuz. Este un, eu sunt membru în birou județean și trebuie să asigur. Da? Bine, vom vedea. Vedem ce zice... Ce panorama? Ce panorama? Domnul Liviu Mălureanu, domnul Liviu Mălureanu are buletine precompletate. Are buletine precompletate în geantă. Și vezi dacă sunt buletine. Nu, 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 nu. Hai ca să merg puțin la mașină. Asta sunt documente personale și nu. Da. Vreau să ne arătați, ca să ne convingem, vă lăsăm în pace. Dacă ne arătați și buletinele alea nu sunt precompletate, vă lăsăm în pace. Eu sunt membru în biroul județean. Reprezint biroul județean și trebuie să mă asigur din partea USR Plus. Da? Și trebuie să mă asigur că votul decurge normal, da? Nu cu buletine precompletate și fraudă de vot. Corect? E datoria mea, nu? E datoria mea din biroul județean. Bine, domnul Liviu. Așa se face politică la Vrancea.